Bine ați venit la etalarea pentru ascendent lună soare în Gemeni. Pentru luna august voi aștepta mesajele voastre pe la jumătatea lunii să vedem dacă într-adevăr rezonați. Până atunci puteți vizita și canalul de astrologie vedică Astrovedic. Să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru voi? Ce s-a întors aici? Avem echilibru. Asul de monede. Magicianul. Încerci să faci ceva nou poate, dar acel ceva nou, voi da lumina de aici, dar acest ceva nou pe care îl văd eu aici, magicianul în primul rând este energia ta pentru că este guvernat de Mercur și tu ești guvernat de Mercur. Ce vrea să-mi spună, vom vedea acum, asul de bute, deci este într-adevăr ceva nou la care fie vrei să studiezi, fie uh, încerci să înveți mai mult. Doiul acesta de bute, încă nu ați luat o decizie pe ce drum veți merge. Chiar dacă sunteți încă la un loc de muncă care vă satisface, voi încă sunteți în căutare de acel ceva. Justiția. Să vedem ce dreptate vi se face aici și cum este. Justiția, cavalerul de bâte, cinci de spade. Poate unii dintre voi aveți de recuperat niște bunuri din, de la un fost iubit. sau poate chiar treceți printr-o decepție amoroasă. Ați trecut printr-o decepție amoroasă și încă încă e ceva acolo. Cinciul acesta de spade și cavalerul de bute sunt nu numai energiile pe care le aveți în jurul vostru, atunci când călătoriți, atunci când aveți conversații, cinciul acela de spade vă aduce, de fapt, pierderea faimei. Pentru că aveți cavalerul. Este cineva neserios. Este ca și cum nu te ține de o treabă și atunci se duce vestea. Dar în același timp poate fi și o persoană mai tânără care are acces la un nou job. Ca și cum ai avea un interviu. Pentru a avea acel, acel interviu, eu vă recomand uh, interviul respectiv să fie vineri. De ce? Pentru că avem justiția. Justiția este balanța guvernată de venus. Și vă spune, dacă vrei să ai reușită la interviul respectiv, mergi vineri. Într-o vineri. Să vedem ce avem aici pentru voi. Voi lua celelalte. Ce vrea să-mi spun aici magicianul? soarele. Patru de bute. Pentru unii dintre voi poate fi o călătorie în exterior. Poate fi un succes la care vă gândiți. Zece de cupe. Poate fi o reuniune de familie. Poate chiar mergeți la o petrecere în familie. Poate fi o nuntă dar poate fi și ceva legat de energia tatălui pentru că aveți soarele și soarele este reprezentat sufletul vostru, dar și tatăl. Turnul. Deci, n-am să ascund lucrul acesta, dar oricât de mult succes ai avea, dacă ai făcut o greșeală în a da niște sfaturi nesolicitate. Dacă ai făcut o greșeală prin care au suferit alte persoane, turnul își face treaba. Te defăimează, te scoate de pe locul tău. De ce? Pentru că tu aici strălucești ca un soare. Și dacă nu ești atent la felul cum vorbești sau la ceea ce dai sau la ceea ce ai spus sau poate răutatea altora, turnul aici face ca cel ceva să pice. Nu vreau să sperii pe nimeni, dar turnul ăsta asta face. Deci fiți foarte atenți, fie sunteți, um, cum să zicem, vânați, aș spune, cuvântul este vânați, deci fie sunteți vânați de inamici sau sunteți vânați, de ceva la care voi ați făcut nu ați dat importanță, ați avut impresia că nu-i nimic. Vom trece și peste asta și când lumea mai dragă revine. Asta simt, deci aveți grijă. Nu pot fi schimbate foarte multe lucruri în viață, dar asta simt aici. Cavalerul de săbii, deavolul. Este o acțiune directă la ceea ce s-a întâmplat cândva. Deavolul și asul de monede este alergarea după bani. Apropo de acest lucru, să știți că mai ales cei care aveți un anumit ceas la mână, cu o culoare specifică, vi se schimbă viața atunci când aduceți bani ca și în viața voastră, dar în același timp alergați foarte mult până la extenuare. Și e posibil să, se, să vă implicați în ceva în care vă doriți mai mult, mai mult, mai mult. Și atunci lăcomia scoate la iveală ce stă rău în voi. Dar cu siguranță se întâmplă ceva aici. Care este remediul? Regele de săbi. Să fii corect cu tine. Deci să fii corect cu tine, asta este cartea ta. Fii copilul inocent, să fii corect cu tine. Să ai o relație corectă cu ceilalți. Aici este imaginea unui avocat, a unui criminal, care încearcă, bineînțeles, să-l scoată basma curată. Știu că nu se aplică la toată lumea. Știu că mulți dintre voi poate nu... Nu vă place ceea ce auziți. Nimănui nu-i place dacă auze, audă o critică sau audă altceva, dar este mai bine să vă pun în gardă pentru ceea ce simt și văd. Este intuitiv. Poate nu se aplică la nimeni. Uitați-vă la semnul vostru ca ascendent, lună, soare. Sunteți super inteligenți. Asul? 8 de bâte, posibil să faceți ceva prin niște mesaje pe care le aveți sau le așteptați din străinătate, regina de cupe și 8 de monede, cei care doriți într-adevăr să luați niște examene să știți că trebuie să depunăți un efort mai mare, pajul de săvii. Informații, informații, informații. În momentul în care vreți să faceți ceva, luați mai multe informații. Informațiile respective nu le găsiți pe internet. Informațiile respective, sau mai bine zis, telefoane sau mesajele respective, sunt veniți prin oameni care vă vor ajuta. Șapte de cupe și nu vă, nu vă faceți planuri de șarte. Pentru că împăratul este cineva care are o putere de lider. Justiția. 2 de monede, cavalerul de bute și 8 de monede. Cercetați mai bine orice și orice tip de informație pentru a fi în favoarea voastră. Tot ceea ce vă propuneți va fi finalizat în momentul în care deja ți-ai făcut un plan. Vreau să mai scot o carte aici pentru ceea ce avem aici cu turnul. Regina de bute și echilibru. Echilibru este de fapt Arhanghelul Mihail. Vedeți, e cam aceeași energie pe care o aveți aici. Odată ce credeți și odată ce sunteți corecți, Regina aceasta de bute, poate fi planul cuiva sau poate chiar planul vostru de a schimba ceva în cariera voastră. Pentru că ea are un plan bine definit și e posibil să fie energia voastră. Adică chiar dacă vi se oferă o capcană, voi știți să ieșiți din capcana respectivă și imediat să întoarceți într-un fel sau altul să mergeți pe altceva care de fapt vă va ajuta enorm. Sau poate că așa vine inevitabilul pentru a vă arăta că de fapt există o oportunitate mai bună în viața voastră. Dar încă o dată, pajul ăsta de săbi, nu dați sfaturi nesolicitate. Sub nicio formă. Și să nu vă băgați în ceva în care doriți să ajutați pentru că voi veți ieși rău. Deci nu. Mai bine stați deoparte. Dacă într-adevăr doriți să aveți succes în ceva, ascundeți acel ceva pe care îl faceți. Nu îl dați mai departe pentru că acest lucru va aduce, de fapt, căderea. E ceva acolo care are o informație care, cât de minuscul ar fi, ceva care nu este al vostru și atunci se pune într-o lumină rea. Asta este combinația oricât de pozitiv ar fi soarele, nu poate să combată doi enamici. Between worlds. Iar aici... Deci am fost tentată să o înterc și este o viață nouă cu numărul 39. Aici este numărul 3 și aici este numărul 39, care de fapt iarăși se reduce la 12, care devine 3. Și ce vrea să ne spun aici? uitați-vă aici la această carte. Între lumi. Văzând imaginea respectivă, vă dați seama poate fi o energie la care încă nu știi ce, ce este real, ce trebuie să vezi și nu crezi. Crezi și nu crezi. Este ca și cum ai fi orbit de ceva și nu vezi adevărul. Asta înseamnă să fii între luni. Nu faci diferența. Și ceea ce îți spun aici, că în momentul în care realizezi care este adevărul, atunci vei avea această viață nouă. O idee fantastică care te readuce la viață, ceva la care vei pune în practică, iar pentru unii dintre voi poate să fie revenirea unei persoane din trecut care de fapt îți schimbă total viața. Este ca și cum ai spune eu acest lucru nu îl voi face niciodată și se combat cele două cărți. Această viață nouă poate fi legată de cineva care a fost în viața voastră sau felul în care voi vă gândiți la Sufletul Pereche. Voi veți căuta până la sfârșitul vieții voastre persoana care ar trebui să fie Sufletul, sufletul vostru Pereche. Asta este chiar o dată căsătoriți, chiar o dată cu cineva. Voi veți căuta cu această carte, veți încerca să găsiți până la urmă acel suflet cu care sunteți compatibili, pentru că numai ei vă pot readuce la viață. Dar în același timp vă spune că voi sunteți între pentru că nu vezi într-adevăr care este realitatea. Te împarți în două. Care este sfatul? Marea preutasă? Ai încredere în intuiția ta, reflectă înainte de orice tip de acțiune pe care o faci și este bine să meditezi. Și aveți din nou justiția. Deci îți spune să rei de la capăt toate detaliile, tot ceea ce vrei ca să, într-adevăr, să câștigi ca plan, acțiunile pe care le faci, pentru că, până la urmă, vei învinge, dar numai dacă vei, fa vei lua, de fapt, decizii obiective, reale, concrete și numele adevărului. Vă doresc succes și vreau ca această dreptate să vi se facă atunci când într-adevăr ține de ceva la care voi ați pierdut. Dar mare atenție la cei care sunteți vânați. Numai bine, o lună fericită și prosperă, zâmbiți mai mult, ne auzim!